Slăvi să fie Domnul! Bucurăm să fim în seara aceasta aici, să ne întâlnim cu Domnul și să ne întâlnim și unii cu alții. Mă bucur să ne vedem într-un număr așa de frumos, mă bucur și pentru familia Chivi. Nu știam că o să ne vedem în seara asta, Domnul să vă binecuvinteze și nu în ultimul rând cu toți ceilalți frați și surori cu care nu ne vedem așa de des, dar când ne vedem vrem să ne bucurăm cu adevărat de Harul Domnului și de binecuvântările pe care el și numai El ni le poate dărui. Sunt așa sub puterea, nu știu cum să-i spun, a unui cuvânt pe care l-am rostit ieri la o mormântare la Sinaia și parcă nu pot să scap de el. Vă mărturisesc, l-am citit și dimineața acolo unde am ajuns și l-aș citi și în seara asta. E un cuvânt pe care îl știm foarte bine, e mângăietor, e bun, dar am ceva așa asupra lui care mă... Parcă nu pot să mă desprind. Deocamdată am rămas sub puterea acestui cuvânt. Desigur că nu o să vă spun cu ajutorul Domnului, bineînțeles, ce am spus la înmormântare, dar vreau să cred că Domnul ne va binecuvânta în cuvântul acesta. Nu, am să citesc mai multe versete, dar numai asupra unui când, în principiu, aș vrea să, să ne oprim să discutăm și Domnul să facă lumină și să ne dea ceea ce știe El că ne trebuie. E vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 14, unde e un cuvânt de mare încurajare din partea Domnului. Spune Domnului, chiar de la versetul 1, vreau să citesc: Spune așa: Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Știți unde mă duc? Și știți și calea într-acolo. Doamne, a zis Toma, nu știm unde te duci și cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le, vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări. Alelui! Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face amin. Știți, la un moment dat, nu, când citești cuvintele astea, parcă nu poți să te oprești sunt așa de, de frumoase, atât de adânci, așa de bogate, că parcă nu știu unde, unde, unde să, pui, să pui punct. Nu, 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 nu te mai poți opri. Ce, 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 bogăție în cuvântul lui Dumnezeu. Ce realități pe care Domnul le spune pentru noi. Fraților, când Domnul le spune, mă duc să vă pregătesc niște locajuri, vă, vă imaginați că ei au început să amețească. Doamne, cum, cum, putem să... Să ajungem și noi acolo, despre ce vorbim? Lucruri prea mari, parcă, care depășesc înțelegerea noastră omenească. Noi, știți, ați văzut astăzi ce, ce, clădiri se fac. Dacă ai un arhitect priceput și dacă omul care pornește la treabă să facă o casă sau știu eu, un castel, un palat, are financiar vorbind resurse, nu, se învârte după soare, la un moment dat te uiți și, și, și parcă nu te mai poți sătura să privești ce poate ieși din mâna, mâna, unui om? Dar ce poate ieși din mâna Domnului? Vă imaginați? Domnul zice, mă duc să vă pregătesc un om. Ce poate ieși din mâna acestui Dumnezeu? Nu? Lucruri, cum spune, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au. Și zice, așa, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Pentru cei ce-l iubesc, nu? Să nu rămâi încântat? Plin de bucurie în așteptarea acestui eveniment în care vom ajunge în locașurile acestea pregătite de Domnul în adins, în mod special, pentru cei care l-au iubit, pentru cei care au fost lângă. Știți, Domnul Iisus parcă le spune toate aceste lucruri ca să le zic că eu n-am stat doar așa o vreme cu voi ca să vă simțiți bine, ca și într-o zi să ne despărțim și să nu ne, nu, nu ne mai vedem niciodată. Chiar le spune în Ioan 16 acolo, o vreme nu o să vă mai văd și o vreme nu o să mă mai vede și inima voastră va fi tare tulburată din cauza aceasta. Și vă spun de dinainte că așa va fi. Voi vă plânge, spune Domnul acolo și vă veți tângui. Și lumea afară va râde, se va bucura, adică va fi într-o stare cu totul și cu totul diferită de a voastră. Doar că întristarea asta a voastră în curând se va transforma într-un plinești de mare bucurie și bucuria aceasta care o, o să o, o căpătați voi după momentele astea de întuneric de așteptare, de durere, de greu va fi așa de mare și așa de de, 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 de prinsă de inima voastră că nimeni ziluri, înțelegeți ce spune Domnul aici că nimeni nu va mai răpi bucuria aceasta totuși se vede că ceea ce le spune Domnul îi, îi, îi tulbură, îi șochează cumva Toma zice cum ajunge, cine e drumul ăla și Domnul Isus spune eu sunt drumul acela eu sunt calea ca să ajungeți într-acolo. În Nimic altceva, nimeni altcineva nu, nu, nu vă poate duce decât eu. Și voi ați avut privilegiul acesta, harul acesta, să mă vedeți în carne și La un moment dat, în altul cenic, Filip ridică o altă întrebare. Știi, Doamne, totuși noi nu suntem chiar așa de siguri de ce ne spui. Și aici aș vrea să mă opresc în seara aceasta, frații mei. Uneori Domnul este așa de aproape de noi. Înaintea ochilor noștri, pur și simplu, el era în carne și oase. Dumnezeu era acolo și ei nu știau asta. Cereau arată nepetată și ne este ajuns. Și m-am gândit așa la un lucru foarte interesant, că uneori Domnul e foarte aproape de noi și noi nu știm să, să punem mâna pe el. Nu știm să ne bucurăm de realitatea aceasta. Iar alte ori este foarte departe de noi și noi nu știm să plângem după el. Și ni se pare că suntem bine. Și aș da un exemplu așa care îmi vine acum așa, gândindu-mă la situația bisericii din, știți din, nu? Din Laodicea, care era așa de sigură pe ea, pe relația ei cu Domnul, și Domnul zice, neșa, eu nu mai sunt în mijlocul vostru, eu nu mai stă lângă voi, stau afară și dacă totuși cineva aude glasul meu și îmi deschide inima, am să intru la el. Foarte interesant și m-am gândit, paradoxul acesta, ciudățenia aceasta, ne paște pe oricare dintre noi pe oricare, să fii în cea mai aleasă bucurie, în cel mai glorios moment al vieții tale și să nu știi să te bucuri de el. Să nu știi să te bucuri de el. Cum e, de exemplu, fratele fiului risipitor. Era un moment fascinant în casa aceasta, că fratele lui se întorsese din, din, din robia în care plecase, din nenorocirea în care căzuse. Și era, 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 chiar moment de muzică, de cântare, de proslăvire. Și el vine amaret. Ca unul care era ca un rob care își făcuse treaba, era, dar nu se poate bucura. Și am zis, ce dureros, ce trist. Și m-am gândit așa la realitatea aceasta, care trebuie să o privim mereu în față. Doamne, unde ne aflăm? Ești lângă noi? Ești aproape de noi? Știm să ne bucurăm și de ciripitul unei păsărele? De un lucru poate nu așa de, de scump, de valoros, dar pe care tu îl faci în dreptul nostru. În dreptul nostru. Știți, adeseori mă gândesc în, în, în experiențele mele cu Domnul și nu pot să uit anumite gesturi care le-a făcut Domnul. Și erau de o simplitate, cum să spun, foarte mare, dar totuși mi-au mi făcut un bine în suflet extraordinar. Eram în armată, eram foarte trist, foarte supărat, așa venise peste mine uh, o întristare, chiar mi-a luat aminte că odată Dan mi-a scris o scrisoare și m-a. Lasă-mă ce stare asta de necredință la tine sau nu așa ceva, dar m-a, m, -a, m -a dușulit un pic așa, m-a, știți, ridică-te, ce, știi? Și eram foarte întristat așa și vă spun, eram așa pe un curtea unității pe acolo, parcă era iarnă, era zăpadă și deodată așa un stol de păsărele s-a așezat lângă mine. Și domnul zice, uite le știu despre fiecare păsărică de asta. Și niciuna nu, nu cade de pe gar, nu se întâmplă nimic cu ea decât ce vreau eu. De ce hotărăsc eu? Și eu nu știu că tu ești aici. Nu știu că tu ești aici. Și deodată așa. Știți? Adică realități pe care ni le arată, despre care ne vorbește Domnul și care au menirea să aibă asupra noastră un efect. Să ne vorbească cineva. Ceva să ne ducă. Și Domnul Iisus când spune de atâta vreme, stau lângă voi și în loc să vă dați seama cu adevărat cine sunt. Uite ce întrebări ridicați. Ce întrebări ridicați. Și atunci, vă spun, am zis așa, Doamne, Doamne, trezește-ne, ridică inima noastră, adu lumina aceea de care avem nevoie, ca să vedem, să vedem dincolo de nori, să vedem dincolo de orice apăsare, să vedem și în bucuriile noastre în care trebuie să ne bucurăm cu adevărat. Că de foarte multe ori primești o bucurie, dar la gândul că mâine poate să, să vină o tristare, nu te bucuri de bucuria asta. Nu vi s-a întâmplat? S-au zis, sunt buni bani ăștia, dar dacă erau mai mulți, era mai... De? Dar să. cât trebuie. Să. înțelege, Cât vrea Domnul. Ca să-ți fie bine în momentul acela. Foarte interesant lucrul acesta. Și vă spun, am venit în inimă cu gândul acesta în seara aceasta. Doamne, să luăm totul, absolut totul. De-aia, într-un fel am, am simțit cântarea aceasta. Că nimic nu vine asupra mea pe care am dat-o să o cântăm în seara aceasta. Nimic nu vine asupra mea decât ce Dumnezeu a hotărât. Adică, fie bune, fie rele sunt în mâna lui și sunt spre mântuirea noastră. de spune Ezechia în cântarea lui, chiar suferințele mele, durerile mele erau spre mântuirea mea. Îmi vorbeau ceva, mă duceau undeva și m-au ajutat să, să pun mâna pe ceva care se pare că nu aveam și care, sub o altă formă, nu puteam să mă bucur de lucrul respectiv. De aceea îmi doresc tare mult ca să, să atingem gândul acesta, punctul acesta și să punem mâna mai mult pe, 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 pe evidența aceasta, pe faptul că, că Domnul în toate lucrurile, El vrea să fie prezent. Frații mei, chiar acolo unde vine un rău, un rău foarte mare, uneori vine un rău inimaginabil. Adică ai zice, Doamne, mai rău că asta nu poate să fie. Și te îngenunche, te, 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 te termină la un moment dat. Fără să-ți dai seama că într-o clipă, toată necura asta se duce... Și lucrurile arată și au o altă față, cu totul și cu totul diferită de cea pe care ai văzut-o tu în clipa respectivă. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Și pentru că El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și cel mai mare rău, în orice clipă, Domnul poate transforma în cel mai mare bine. Frații mei, să fie Tatăl însuși prezent acolo și oamenii să nu vadă, să nu simtă lucrarea aceasta. Ce îngrozitor este! Ce trist! Știți, la un moment dat mă gândeam așa la Moise când stă 40 de zile și 40 de nopți cu Domnul pe munte, Domnul îi dă tablele legii scrise chiar de mâna lui și vă dați seama ce înflăcărare pentru Moise cu câtă onoare ținea el tablele astea sub braț și se cobora să le aducă înaintea poporului, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Vă imaginați ce însemna asta? Lumină pentru popor. Ordine pentru popor, nu? Călăuzire pentru popor. Să știi cum să umbli ca o națiune, ca un popor al lui Dumnezeu. Domnul avea să le spună, uite ce, ce așteptări am de la voi, uite cum vreau să trăiți, ce fel de oameni trebuie Și deodată Iosua, care era lângă el, zice, Domnule Moise, în tabără e cântare. Cum cântare? Fără noi cântare? Era cântare. Strigă-te de război! Și Moise, ca unul care se pare că avea o ureche tăiată prejur și un duc de înțelepciune și de cunoaștere care era peste el. Zice, da, 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 dar cântecul acesta nu-i nici de biruiți și nici de biruitor. Nu, așa spune, da? Citim dacă vrei. Nici de niște oameni care sunt înfrânți și nici de unii care au pus mâna pe redută sunt biruitor. Nu, pur și simplu niște oameni care cântă. Frații mei, Aici e o problemă, știți? E o problemă. Uneori, cam așa suntem și noi. Cântăm, dar nici jale, a durere, pentru că, pur și simplu, nu când realizezi ce se întâmplă cu tine și viața ta nu-i ce trebuie să fie, nu, încep să plângi, începi să strigi, nu rămâi în starea aceasta. Faci ceva ca să ieși din ea. Chem numele Domnului. Nu? Cântare de jale. Nu? strigare într-un fel anume. Iar când ești plin de bucurie, când într-un fel cu totul și cu totul deosebit. Iar când doar cânți ca să te afli în treabă. Și uneori asta e cântarea noastră. Uneori asta e predica noastră. Uneori asta, e rugăciunea noastră. Nu avem nimic de spus, Domnul. Nu avem. nici nu nici se pare că e ok, nici se pare că e bine. Și poate că starea noastră e una cât se poate de nenorocită. Nu zic neapărat că asta este, dar e foarte posibil să fie. Înțelegeți? Sau uneori suntem triști când Domnul ne deschide un pic mapa și ne arată numărul de binecuvântări, ne îngrozim, ne rușinăm. Și noi tot triști. Ce zice, păi, de ce sunteți așa? Ce motive reale aveți? M Că e pandemie afară. Știți, mi-a plăcut am găsit zilele astea un cuvânt în Iov, acolo unde vorbește Elihu cel de-al patrulea, zicem noi așa, prieten al lui Iov, și am găsit un cuvânt interesant, chiar pe la începutul cuvântării lui Iov, în capitolul 35, auziți ce zice Elihu? Așa mi-au plăcut și mi se pare atât de potrivite și pentru zilele noastre pe care le trăim. Spune aici așa, în capitolul 35, citesc versetul 9 și 10, poate și 11, spune, oamenii strigă împotriva mulțimii apăsătorilor. Și uitați-vă, astăzi mai mult ca oricând, aproape pe tot pământul, oamenii strigă împotriva apăsătorilor, a conducătorilor, a celor care dau legi cum le dau cei strigă împotriva lor. Și ies cu pancarte, și ies cu nemulțumiri, și la noi în țară, și în, în diferite feluri. Oamenii strigă împotriva mulțimea păsători. Se plâng de silnicia multora. Și poate pe drept. Poate pe drept. Dar auziți ce zice aici. Dar niciunul nu zice unde este Dumnezeu. Asta ar fi lucrul cel mai important de făcut. Niciunul nu zice unde este Dumnezeu. Făcătorul meu, care ne insuflă cântări de veselie noaptea, care ne învață mai mult decât pe dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsărilor cerului. Ce mi-a plăcut! Ce cuvânt frumos! Frații mei, Oare nu în asta ar trebui să excelăm noi? Unde este Domnul? Cât de aproape este Dumnezeul acesta de mine? El și-a dorit să fie aproape. Nu? Venirea Domnului Sus pe pământ este o dovadă mai, mai, mai clară, de nătăgăduit. E de nătăgăduit dovada aceasta. Că El, Dumnezeu, vrea să fie cu noi. Ați văzut ce cântare am cântat la un moment dat aproape că se frică socând. Adică să facă din noi niște Dumnezei. Copia lui Dumnezeu, asta înseamnă. Dumnezei Frații mei, din niște oameni păcătoși, murdar, urâți, să faci ceva mai presus de îngeri. Ceva în mijlocul cărora, într-o zi, Tatăl însuși și Domnul Isus să-și mute scaunul de domnie, să se coboare în casa aceasta, în locul acesta, unde va fi biserica lui, slăvită, fără pată și fără zbârcitură. Și acolo să lumineze el și zi și noapte și porțile acestei cetăți, să rămână veșnic deschise. Ce lucru binecuvântat! Când înțelegi asta, nu, nu mai te ocupi de toate flecările, de toate nimicurile, de tot ceea ce îngăduie Domnul în stânga și în dreapta să se întâmple, ci pur și simplu, mereu și mereu spui problema aceasta, Doamne, Doamne, te mai văd? Doamne, ești în mod real lângă mine? Doamne, mai vorbesc sufletului meu? Doamne, răspund acestei analize pe care Tu mi-o faci? Domnul întotdeauna s-a ocupat, dragii mei, doar atunci când omul a a fost împietrit și, și ce este interesant, ducem din cuvântul lui Dumnezeu în atâtea rânduri, zice că Domnul vorbește și de cele mai multe ori nu vorbește odată, când într-un fel și când în altul. Știți, mi-a venit într-o zi acum așa în inimă un cuvânt al Domnului Isus și mă gândeam, după ce le spune fariseilor cât de nebuni sunt, cât de orbi, că sunt precum mormintele, Văruite și sub care nu este altceva decât niște oase care te, te îngrozesc, nimic altceva decât pe deasupra var vopsea poleală și ce mai era acolo dar ei erau precum mormintele vor. și la un moment dat știți ce spune Domnul Isus în încheierea spre, spre finalul capitolului 23 din Matei zice cum veți scăpa auziți cum zic, cum veți scăpa de pe deasagere, adică dorința mea este ca să vă scap și pe voi în starea asta nenorocită din starea asta nenorocită în care sunteți cum veți scăpa? Adică mă, mă întreb în toate felurile ce soluție să mai adopt cu voi. Pentru că voi ați zădărnicit, ați, ați făcut nul planul lui Dumnezeu cu privire la viața voastră. Ce Dumnezeu minunat aveu! Adică n am mers o soluție, mai încearcă una și mai încearcă una și mai încearcă una. Doar, doar, doar. De omul acesta nu să ajungă în final un rebut pe care o să-l arunci. Ce să faci cu rebutul? Îl Nu? Nu vrea Domnul așa ceva. Și ce? nu vrea moartea păcătosului. Și nu, și, dar când e vorba de noi, care am intrat, care am înțeles, frații cum ar trebui să ne purtăm? Ce fel de oameni ar trebui să fim? Nu, zice, și fiindcă îmi place cuvântul acesta al lui Petru, și fiindcă așteptați aceste lucruri. Asta despre care citeam aici în Ioan 14, locașurile acestea, împărăția aceasta veșnică, superbă, strălucitoare, desăvârșită. Fiindcă așteptați aceste lucruri, zice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă, evlavioasă, așteptând, grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor. Ha? Ce lucruri minunate! Ce grozave, fabuloase! Asta, asta ne așteaptă! Asta ne așteaptă! De aia zic, îmi doresc, din toate, în, în, în îmi doresc mie și vă doresc și dumneavoastră, adică mereu și mereu, sub analiza aceasta, sub lumina aceasta să fim. Doamne, cât de aproape ești de noi! Doamne, cum comunicăm noi cu tine? Chiar ești Dumnezeu care ne insufli și noaptea, ne dai gândurile tale, ne, nu? Vii asupra sufletului nostru și pui cântări de laudă și de mulțumire și un duc de închinare, de comunicare cu tine, pe care să nu, să nu ratăm. Frații mei, închinarea nu mai e nici la Ierusalim, nu mai e nici la... Nu! E, e, e închinarea pe care noi o avem în casa sufletului nostru. El și-a făcut din noi temple ale Duhului Său. Și vrea acolo să dezvoltăm, acolo să fie cu adevărat, nu? Laudă, să fie mulțumire, să fie, să fie o, 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 o atitudine, o stare de închegare a legăturii noastre cu Domnul în care noi să îl vedem, să-l auzim, să-i aducem mulțumirile noastre și în fiecare zi să se dezvolte ceva, să crească ceva acolo, nu? Să vedem cum orice atitudine de-a noastră. Față de Domnul nu rămâne fără un răspuns. Are un final, are, are un deznodământ. Și Domnului îi place nu doar așa din când în când să frunzărim câte ceva și să ne bucurăm, ci pur și simplu să așeze toate lucrurile într-o direcție, într-o linie, ca într-o zi noi să fim niște oameni de mare încredere în mâna Lui. Așa cum, cum ziceam, desăvârșiți între să nu ducem lipsă de nimic sau omului Dumnezeu, nu? Care să fie destoinic în final pentru orice lucrare bună. Vrea Domnul să ne aducă aici. Nu? Vrea. Dar atunci când se întâmplă anumite lucruri, nu să luăm noi toporul, să luăm bâta, să luăm, cum a zis Domnul Iisus, a uitat la oamenii ăștia care veneau în frunte cu Iuda, și a și, și, și după mine ca după un tână, cu săbi, cu ciomege, cu băte. Și în toate zilele am cu voi și vorbeam și totul l-am spus în mod... Și acum zice, dar acum este ceasul vostru și puterea întunericului. frații mei, vedeți, E bine când e bine. Dacă nu mai e bine, ce facem? Știți, e foarte interesant, adeseori, eu, pentru că merg foarte mult la momente de astea de jale, de înmormântare, de... la un moment dat am ajuns așa într-un fel să-mi găsesc o pasiune în treaba aceasta, n-am îngâia oamenii, n-ai sfătui. Dar în același timp, Domnul zice, la fel de bine și de mult, să te bucuri și cu cel care se bucură. Și sunt și între noi oameni care se bucură de niște realizări, de niște împliniri. Și la fel, așa cum am inimă pentru durerea fratelui meu, la fel trebuie să am o inimă deschisă și pentru împlinirea fratelui meu. Când trăiește el o bucurie, să mă unești eu cu el. Dar nu mă fățarnic, ci pur și simplu nu, pentru că e, suntem frați, suntem în aceeași casă, în aceeași familie și ne bucurăm împreună de același statut pe care Domnul ni l-a dat de a fi moștenitori împreună cu Sfinții în casa lui Dumnezeu. Deci, și cu totodată lucrul acesta nu putem să-l facem. Așa cum vedem din pilda fiului risipitor, el n-a putut să se ridice. Era un nivel ăsta. Era o atitudine, era o stare. El l-a copleșit atitudinea tatălui. A zis, nu mi se pare nedreaptă. Și uneori suntem în contradicție cu inima. De ce? Pentru că nu am ajuns acolo. N-am ajuns să fim părinți cu adevărat. Și știți, zice că ei mergeau spre Ierusalim și să certa între ei care să fie mai mare, nu? Poate că s-a că acum la Ierusalim se împărțeau posturile de miniștri de astea și se certau între ei. Și Domnul Iisus zice, bă, dar le dă pilde, le spală picioarele, le... știți, să că uite, dacă vreți să fiți mari, Dum așa, ăsta e drumul. Nu? Iubiți pe toți, coborâți-vă până în țărână, cât de jos. Nu, eu, 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 pe pământul ăsta nu sunteți chemați să faceți altceva. Decât să, să să slujiți oamenii Și prin slujirea aceasta Voi o să vedeți ce rezultate are ea în final Dar nu așa ca niște despoți Cum zice Petru Nu ca unii care V-au căzut la împărțeală Și făcându-vă pilde turme Și ne dorim și atunci Ca unul care vrei binele semenilor tăi Cu cel care plânge plângi Cu cel care râde râzi știți? Adică te, te conformezi stării lui nu, nu, nu ca să dai apă la moară La ce nu trebuie și la ce trebuie? Că uneori se poate și asta, unul să râdă în mod fals. Și bucuriile astea eu cred că nu trebuie alimentate. Știți? Să să râdă, știu eu, de, de rău altuia sau să râdă de, din niște, niște considerente nedrepte. Se poate și lucrul acesta, dar acolo nu ne mai aliem. Aia nu e o bucurie de la Domnul. Știți? Și cum poate alții să plângă în mod fals? De ce, vedeți, mă gândeam adeseori la cuvântul acesta... De care spune Isaia și este adus aici la venirea lui Ioan Botezătorul pe pământ, zice pentru ca văile să se îndrepte. Munții și ei să coboare. Adică sunt oameni la un moment dat în depresie. Oameni pe care trebuie să-i ajungi și să, să se ridice de acolo, să nu rămână în groapa aceea. Să-i aduci, zice, cel slab să zică sunt tare. Omul care, care la un moment dat poate nu are posibilitățile altoia. Să zică datorită Domnului sunt bogat. Sunt bogat. Și el poate să n-ai după ce bea apă câteodată. Vezi? Asta, e harul lui Dumnezeu. Iar cel care e uriaș să se zmerească, să se aplece, să lase pe tot să treacă dacă e peste el. Asta e lucru foarte frumos. Când un om are, are lucrul lui Dumnezeu și e conștient de valoarea lui în Hristos, frații mei, nimic nu va fi prea greu pentru omul respectiv. Pentru că el are un tezaur ascuns. Are o bogăție ascunsă precum izvorul acela care, care e aproape de tine și te hrănești din el. De atunci nu-ți va fi greu să, să rab, să, să, te, să te să te, nu? Dar dacă n-ai însușit comorile astea, nu ți le-ai luat ca pentru tine, orice o să te lezeze, orice o să te deranjeze, orice o să te supere. Dacă te-ai lăsat însă îmbogățit în omul din lăuntru și ai primit comoara aceasta de valori, de binecuvântări pe care Domnul a vrut, atunci a lași să dea fiecare de pământ cu tine, nu mai contează. Pavel zice, m-am făcut și cu iudeu grec, m-am... Zice, totul, rap totul, nu rap totul pentru Evanghelie, rap totul pentru sufletele oamenilor, pentru că îmi doresc să-i mântuie și pe aia, și pe ea, și pe aia. Și niciunul să nu rămână în urmă, tot să vină la cunoștința adevăr. E frumos asta, nu? E tare plăcut. Mă gândeam la psalmul 30. Știți, este un psalm făcut de David, dar un psalm în care el spune, Doamne, când îmi mergea bine, cântam, mă bucuram, slăveam pe Domnul. Era, era Dar dintr-o dată am văzut o eclipsă. Am văzut o eclipsă, nu? Dintr-o dată zice, ți-ai ascuns fața și, cum zice acolo, m-am -am tulburat, zice, m-am tulburat. Doamne zice, versetul 7 din Psalmul 30, zice, prin bunăvoința ta m-a să-i pe un munte tare. Dar zice, ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Auziți, frații mei, de fiecare dată, când Domnul își ascunde fața față de noi și ne tulburăm, ce trebuie să facem noi? Ce trebuie să facem noi? Zice, Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vezi sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia Ta. Ascultă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută mă Și auziți ce s-a întâmplat? Mi-ai prefăcut tânguirile în veselie. Mi-ai dezlegat sacul de jale. M-ai încins cu bucurie. Pentru ca inima mea să scânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. Vedeți experiența omului care a fost bine, dar la un moment dat Domnul și-a ascuns față de el. A început să se tulbure, a intrat în negură, în ceață, n-a mai văzut lumina. Și a zis, Doamne, la tine a strigat. Nu m-am dus la oameni, n-am cerut ajutor la nimeni. Și pur și simplu m-am raportat la tine. Frații mei, Felul acesta de a te raporta la Domnul, cinstit, curat, drept, direct, e cel mai bun. E cel, cel care ne poate cu adevărat ajuta. Este Domnul. Este Domnul. Și dacă o luăm pe alte căi, mai rău ne încurcăm. Sunt oameni pe care Domnul ar vrea să-i ajute, dar nu poate, pentru că ei nu apelează, ei nu strigă la Domnul. Și pur și simplu încearcă, v-am spus, am, am întâlnit oameni în durere, în suferință și am zis, am încercat peste tot, la mănăstiri, la preoți, la... Și așa m-am uitat și am zis că, totuși, cred că n-ați încercat unde trebuie. Cred că nu v-ați adresat cui trebuia. Degeaba te duci pe unde te duci dacă tu nu ai ajuns niciodată în prezența Domnului. Acolo unde trebuie să fim fiecare spre rezolvarea oricărei probleme de-a noastră. Este un cuvânt iarăși, așa, interesant, care mie în mod deosebit îmi place. Știți, adeseori mă gândea și uh, lucrul acesta îl, îl spune și Domnul. Frații, frații mei, uh, vedeți Domnul Iisus îi felicita uh, pe ucenicii lui, zice, ferici de ochii voștri, că vedeți lucrurile pe care alții nu le văd. Alții nu le văd, zice, împărați, oameni nepricăniți, ar fi dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Bucurați-vă, simțiți-vă că sunteți în grația Domnului. Bucurați-vă de realitatea aceasta. Și adeseori și noi trebuie să, să, ne oprim și să îi dăm slavă lui Dumnezeu că nu suntem mai buni cu nimic față de alți oameni. Și totuși Domnul a găsit, a găsit de bine să, să ne iasă înainte. A găsit de bine să ne vorbească și noi să auzim glasul lui. de trebuie să ne, să ne bucurăm. Dar lucrul acesta, lucrul acesta nu e suficient. Adică nu rămânem doar cu asta. Și pur și simplu să continuăm dacă Domnul s-a apropiat de mine. Să-L lasă să intre în toate detaliile ființei mele. În toată mașinăria sufletului meu. Pentru că asta este dorința lui. Nu acolo unde eu vreau să am secrete. Acolo nu-l mai invi pe Domnul. Pentru că e o cameră ascunsă, o cameră în care dacă intră e nenorocire. Deci? Nu se poate așa ceva. Adică când Domnul vine, vine. Vine cu tot ce are el. Nu? Și orice lucru trebuie pus în lumină, trebuie tratat cum se cuvine. Dar lucrul acesta nu face decât... Să mă îmbogățească, să mă întărească și de-aia încerc să, 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 să spun realitatea aceasta și să punem cumva mâna pe ea. De ce? Uitați-vă și în Isaia la capitolul 8, un capitol foarte frumos așa, care mie îmi place în mod deosebit. Spune aici un cuvânt interesant, versetul 16 din capitolul 8, Isaia cită, zice Învelește această mărturie, pecetruiește această descoperire între ucenicii mei. Sunt realități pe care Domnul nu vrea să le spună oricui. Nu vrea, ci numai familiei lui. Familiei lui. Și când ajungi aici, mh, parcă deja te simți alt om. Când Domnul te, te cheamă în grupul acela de excepție, nu? Pe care El îl are în, 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 în intimitatea lui, ca familia lui, dându-ne un alt nume, spunându-ne altfel decât ne-a spus până acum. Frații mei, cum ar trebui să să ne bucurăm. Cum ar trebui să, să strângem în inima noastră, la pieptul nostru, realitatea aceasta și să ne bucurăm de ea. Pentru că dacă Domnul începe să ne, 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 ne dea vălul la o parte, începe să ne dea lumină și descoperire asupra realităților, astea de dincolo de mormânt, să zicem așa, pe care ochiul ăsta al nostru nu, nu le sesizează, nu le observă. Pentru noi e o mare binecuvântare. De aia zice ferice de ochii voștri, că pot vedea lucrurile pe care ceilalți oameni, din păcate, nu le văd. Și atunci dacă, dacă, suntem asemenea oameni, nu să ne felicităm, să ne bucurăm din toată inima, să strângem în inima noastră comora aceasta, să nu-i mai dăm drumul, să nu vindem pe lucruri astea ieftine trecătoare. Pentru că asta nu ne-am face decât un rău. Și de fiecare dată, vedeți, aici ne este dată o pildă, pilda lui Esau, fratele lui Iaco, fratele Geamăn, care zice că pentru o mâncare, pentru o mâncare era foame, nu s-a putut stăpâni și a vândut dreptul lui de întâi născut. Nu, ceva în stabilit de Domnul, ca o facilitate. Cel născut era hărăzit lui Dumnezeu. Nu, el primea binecuvântarea părintelui său. Și el a vândut-o pentru o mâncare. O lucrul acesta nu s-a iertat. Nu i s-a iertat. Și zice că mai târziu, când a văzut că a pierdut și binecuvântarea, că tatălui lui i-a dat-o fratelui său, a început să urle, să facă crize. Tată, nu mai ai pentru mine nicio binecuvântare, îmi pare rău. Nu mai am. A terminat. Și zice nimeni dintre voi să nu fie ca ea. Ca el. Nimeni. Care pentru o mâncare, având dreptul. Adică, știi, să dai lucrurile cerești. Asta înseamnă, nu? Valorile cerului, comorile astea de neprețuit, pentru lucruri trecătoare. Când ai făcut un comerț ca ăsta, n-ai decât de pierdut. N-ai decât de pierdut. Și poate fi cu efecte veșnice. Nu neapărat să-ți pierzi mântuirea. Nu neapărat. Nu neapărat, dar știți că poate să ajungă și acolo, da. Nu știu, e greu de spus asta, dar frații mei, ceva tot se pierde. Ceva tot se pierde, știți? Ceva tot se pierde. De, de, din cauza aceasta, de asta spun, uh, mereu atenți, mereu atenți. Și de câte ori Domnul ne cheamă să facem ceva, să facem cu băgare de seamă. Uh, vedeți, aici așa în, în Ieremia mai este un cuvânt interesant. Aduce Domnul la judecată o stare de lucruri când poporul este condamnat de Domnul, când vine asupra lui judecățile lui. Și auziți ce, ce, ce spune Domnul aici în Ieremia capitolul 2, citesc versetul 6, spune, zice, ei n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a povățit prin pustie, printr-un pământ uscat și plin de gropi. Printr-un pământ unde domnește seceta și umbra morții. Printr-un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. Zice, v-am dus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile. Dar voi ați venit, mi-ați purcat țara, mi-ați prefăcut moștenirea într-o urăciune. Și auziți acum versetul 8. Preoții n-au întrebat unde este Domnul păzitorii legii nu m-au cunos cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Prorocii au prorocit prin bal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. stare deplorabilă, îngrozitoare. Oamenii care, erau, care aveau menirea să caute fața Domnului, n-au căutat-o. Preoții n-au întrebat, măi, unde este Domnul în toată ecuația asta? Unde este, nu? Dacă noi ne punem problema aceasta în fiecare moment al vieții noastre și în mod deosebit atunci când Domnul ne trece prin felurite încercări. Doamne, unde ești? Vrem să te vedem în continuare. E? Auzim adeseori astăzi când lucrurile se zic așa că au scăpat cumva de sub control, oameni care nu mai știu ce să, că sub epidemia aceasta, sub de mie, aceasta, nu știu cum o să o numim, a fost secera și dintre credincioși, foarte mult și, și unii zic, bă, nu mai știm să mai credem ce spune acolo cu o mie să cadă alături de tine, zece mii la dreapta ta, dar nu mai știm să credem, nu mai, eu, cred că, că, că salmul ăsta e pentru altceva, și, nu mai e pentru noi, nu se potrivește acum. Și, fel de fel de ciudățenii auzim acum așa, nu? At atunci toată Scriptura nu mai este nu mai este de, de folos nu mai este sub lumina și sub călăuzirea Duhului Sfânt? Nu ne mai folosește? Și doar așa ciugulim prin ea ce mai putem pe acolo? Hă? Sau e o altă problemă? Sau e o altă problemă? De aceea, frații mei, mereu și mereu să stăm în analiza Domnului. În lumina Lui. Doamne Iisuse, vezi-ne și astăzi. Doamne, nu știm, poate undeva am ezitat. Se poate la un moment dat să intervină și greșeala noastră. Litsa de călăuzire. Și să te facă să o, o iei pe un drum care nu e bun. Și să nu-ți dai seama, pentru că amăgirea e foarte ușoară. Amăgirea e. și când începi să te hrănești cu amăgirea aceasta, e cumplit. Dar la un moment dat, uitați-vă, și Petru a fost furat de o situație în care trebuie să vină Pavel și să zică că nu e drept ce faci. Ai căzut în lațul fațărnicei. Dar, frații mei, Domnul trimite mesagerii lui și de fiecare dată el urmărindu-ne fiind așa de aproape de noi, are la stânga sau la dreapta pe cineva care să ne ajute, un cuvânt, un sol, o călăuzire, o lumină. Și o va trimite spre noi. El e credincios. Eu zice Domnul Psalmul 32. Nu, cum zice el. Eu? eu zice Domnul, te voi învăța, îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi, dar tu zice, nu fi. Știți cum zice acolo, nu? ca un cal sau ca un cătâr fără pricepere, pe care îți cu un fru. Am avut ieri o situație așa cu un frate, mă rog, așa o... Am văzut atâta lipsă de înțelepciune și m-am gândit Doamne! Chiar vorbeam cu un alt frate, de unde e lipsa asta? Că am văzut-o mai mulți frați așa, într-o chestiune. și De unde e lipsa asta de înțelepciune? Că Domnul zice că dacă ne lipsește să venim la el, că ne va da. Că ne va da. Înțelege? Și câteodată o dăm așa, cu bâta în baltă, o dăm așa rău și oamenii văd și, și sunt unele lucruri care nu le mai poți schimba, nu le mai poți îndrepta. Știi? Și nu și numai, pentru că poate că a fost intenționat bine în ce a vrut să facă. Dar n-a fost deloc frumos ce a făcut. Și de-aia zic, înțelegeți? La tot pasul avem niște ceva de trecut. Avem ceva de spus avem... și putem să nu spunem bine. Putem să greșim. Dar, fraților, la el e mereu un răspuns. E mereu o modalitate. Petru s-a smerit, a tăcut, a intrat. A zis, voi, nu s-a colțit cu Pavel. Să zic că voi, ai venit tu care ne omorai, care ne căutai să ne bagi la închisoare și acum tu vii să mă înveți pe... Nimic din toate astea. nici nu? nu? Nimic din toate astea. Smeriți-vă, sunt mâna a lui Dumnezeu și la vremea lui. El vă înalță. Ieremia nu știe la un moment dat, nu știe că se întâmplase ceva în viața lui. Nu știm ce, nu ne spune Scriptura. Dar la un moment dat, știți cum zice, nu? Zice să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător, ca o apă care seacă. Adică tu, mai, tu care m-ai chemat, chemat din copilăria mea, ai pus Duhul tău ce sfânt, am prorocit. Și el a văzut cu ochii lui că așa s-a întâmplat, cum Domnul a vorbit prin el. Și acum e ca într-un colaps, așa că ca... ce să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător și ca o apă care seacă. Și Domnul nu tace, Așa îmi place lucrul acesta. Că putea să zic că, știi, îmi pare rău, deocamdată n-am nimic pentru tine să sun. I-a spus, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși. Deci se crea o, o distanță, o depărtare, prin anumite chestiuni. Nu, 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 știm despre ce Dar când Domnul zice, dacă te vei lipi iarăși de mine, înseamnă că s-a făcut o dezlipire, o distanțare între el dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși. Și mai mult decât atât, ai spune dacă vei despărți ce este de preț. De ce este fără preț. Vei fi ca gura mea. Auziți? Hă? Înseamnă că undeva se amestecaseră niște lucruri. Și văd așa, adeseori, credincioși, Lipsiți de înțelepciunea aceasta de a nu se băga în anumite programe, în anumite lucrări, în anumite, nu, de a nu intra în anturaj cu oricine, pentru că te poate costa, te poate afecta, cum nici nu-ți dai seama te poate schimba de pe un circuit pe altul. Sau poate lângă mine, așa cum a venit la un moment dat Ahab, nu? A venit și i-a zis lui, uh, uh, unui alt împărat cu care se șin cu scrisă, nu? Mergi la luptă cu mine? Am uitat cum l-a Iosafat -a spus, și omul acesta fără să și dea seama că asupra lui era mânia lui Dumnezeu. Pentru că omul acesta se vânduse ca să facă. Și a zis, eu ca tine, poporul tău ca poporul meu. A făcut o alianță și în lupta aceasta era să moară împăratul acesta. Și el avea o inimă curată. Era un om bun. Cât pe aceea era să moară. Domnul n-a privit cu ochi buni alianța aceasta. De aceea mereu și mereu să vedem, Doamne, m-am băgat într-o treabă. Sunt într-un program. Îl sfințești tu? Îți dai girul? Este o binecuvântare în final? Domne, nu mă ui la câștigul meu, nu mă ui la pielea mea, nu mă ui ca să mă... Și pur și simplu mă ui dacă tu ești de acord cu lucrurile respective. Nu? Dacă ești și dacă Domnul e de acord cu lucrul, lucru, frații mei, de s-ar pune oricine curmezi cu așa, lucrul acela va avea loc. Se va întâmpla lucrarea aceasta. De ce doresc din toată inima ca Domnul să ne ajute să vedem, să vedem deslușit. De ce, de ce nu ne ducem cu pacarde împotriva autorităților? Că sunt credincioși care astăzi fac lucrul acesta. Și a spus, măi frățiorul meu, drag și scump, zic, nu cred că e bine să-i bălăcărim pe, pe, pe oamenii pe care Dumnezeu a îngăduit să, să ajungă ei acolo. Mai mari stăpânii noștri. Și el zice, păi cine ăștia care trebuie să fie la pușcărie? Păi nu e treaba noastră că trebuie să fie ei la pușcărie sau nu. Treaba noastră este să-i prețuim, să-i cinstim. Sunt acolo numai și numai cu îngăduința lui Dumnezeu. Iar eu când mă duc să protestez împotriva lor, să-i fac o albie de por sau ceva, eu sunt cel care greșește. Eu sunt cel care greșește. Că Domnul ne cheamă să ne rugăm pentru ei ca să ne avem o viață liniștită, să ne meargă și nouă bine, să ne facem treaba cum trebuie. De aceea, frații mei, oricând ne poate prinde un curent care aparent să aibă o motivație, să pară bun. Cine ar fi avut curajul pe vremea lui Ceaușescu să iasă cu plancarde? să. Nu? -a? a avut fratele Niculițo, a avut curajul să pună o bombardă și s-a trezit la pușcărie după aia. Știe? Și Domnul a vrut ca acolo să-l să-l cunoască pe Domnul că, nu era... că tot răul s-a transformat pentru el în bine, știi? Acum ne permite orice, dacă e libertatea asta care zicem noi că este, dar în libertatea aceasta trebuie să fim mai prevăzători, să fim mai atenți, știți? să căutăm mai mult și mai bine pe Domnul. Și când facem lucrul acesta, eu cred că e tare bine. Zice, zice un cuvânt tot în, în Ieremia, capitolul 5, versetul 21, zice, ascultați lucrul acesta, popor, fără minte și fără inimă, care are ochi și nu vede, urechi și n ude. Nu voiți să vă temeți de mine, zice Domnul, nu voiți să tremurați înaintea mea. Putem să facem parte din familia aceasta a lui Dumnezeu și totuși să nu avem urechi, să nu avem ochi. Și Domnul zice despre oamenii aceștia, măcar că zice, așa cum spune Isaia 43 aici, poate am mai citit cuvântul acesta, dar îmi vine bine să-l citesc din nou și din nou, în seara aceasta spune și auziți ce frumos strigă Domnul, zice, să ai 40, citesc de la versetul, zice, de aceea, zice, nu te teme de nimic de la versetul 5, citesc, că eu sunt cu tine, zice, voi aduce înapoi neamul tău de la și te voi strânge de la apus, voi zice, miază noapte, dă încoace -mi și miază zile, nu opri. Și adun fii din țările depărtate și fiicele de la marginile pământului, marginea pământului, pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Și au zis acum, fraților, dar scoate afară poporul cel orb, care totuși are ochi, și surzii, care totuși au urechi. Se poate așa ceva? În casa lui Dumnezeu? În familia lui? Se poate, din păcate se poate. Vedeți? Să ai ochi și totuși să, să nu-i folosești. De aceea, Domnul Iisus avertizează: băgați de seamă cu lumina asta. Ea este cu voi și vrea să vă lumineze. Lăsați-vă lumina de ea. Lăsați-vă pătrunși de ea. Absolut toată ființa voastră să fie sub lumina aceasta. Îmi place un cuvânt și cu el așa vreau să mă apropii de încheiere. Spune Apostolul Pavel în Efeseni. Un cuvânt tare frumos. Efesenii la capitolul 1 spune, spune așa Apostolul Pavel versetul 17 Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos Tatăl Slavei să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și celelalte cuvinte sunt frumoase: să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți, care este nădejde, așa mai departe. Totul e frumos în continuare. Dar să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoaștere. Frații mei, a trebuit să ne rugăm pentru așa ceva. Doamne, ajută-ne să continuăm să te cunoaștem. Să nu ne oprim aici. Și dacă continuăm procesul acesta, dacă Domnul ne ajută să primim duhul acesta de descoperire, are în el niște avantaje formidabile, fantastice, grosave, extraordinar. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă totul. Înseamnă totul până la urmă. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a fi cunoscut de Dumnezeul acesta. Și El să-ți întindă mâna. Atunci când nici nu te gândești, atunci când nici nu bănuiești, îl vezi aproape, îi vezi slava, îi vezi mărirea, îi vezi puterea și te bucuri de El. De aceea doresc din toată inima ca Domnul să ne ajute în direcția aceasta, să vedem că totul atârnă de El până la urmă dar atât și de modul în care ne raportăm la El. În care stăm gata să primim, gata să auzim, gata să înțelegem și gata să intrăm pe culoarul acela. Vedeți, Domnul Iisus zice, stau la ușă și bat. Și dacă aude cineva și nu se oprește aici. Nu? Nu se oprește aici. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa. Deschide ușa. Voi intra la el, voi cina cu el și, nu știu, experiențele acestea sunt debordante, sunt cele mai grosave. Când intră Domnul Isus în inima ta, când îl vezi din nou, când, când îți primenește, îți recorește sufletul, e ceva fabulos, frații mei. Nu mai dai nimic. Nu, nu, te mai interesează absolut nimic din viața aceasta decât să rămâi. Să rămâi pentru totdeauna în și aceasta sfântă, înaltă, măreață cu Domnul. Așa vrea El. Nu? Parcă așa cântăm, așa vrea El. Domnul să ne ajute să vrem și noi. E foarte important să auzim glasul Lui și să deschidem ușa. Poate în seara aceasta, și sunt anumite uși în viața noastră, în, în niște colibe, în niște căsuțe ale sufletului nostru, unde poate n-am deschis, poate nu ne-a convenit, poate e un preț de plătit, să fim gata să-L plătim. Acolo unde intră Hristos, știți, la prima vedere, nu-i plăcut pentru că el, el scoate totul la lumină. Nu-i plăcut, dar El aduce vindecare, aduce curățenie, aduce însănătoșire și acolo aduce o mare binecuvântare. Fie ca oricare dintre noi să experimentăm aceste lucruri, Adesea orșa de Hristos lângă noi și nu ne bucurăm de El. Nu-L vedem în toată înfățișarea Lui, că, datorită Lui, Dumnezeu însuși este prezent acolo. Și El ne cheamă în poziția aceasta de a, de a fi din casa Lui, din familia Lui și a înțelege că. Dumnezeirea vrea să fie în noi ca oameni. E un har care, cred că înțelegem ceva din el, dar nu cât trebuie. În ziua aceea când vom fi ca el, când ne vom schimba pe deplin. Domnul să ne binecuvinteze și să ne dea în continuare lumina și călăuzirea de care avem nevoie. Amin. Amin.